La ora actuală, în Comuna Buzoiești, sunt în implementare mai multe proiecte cu banii europeni. Este vorba despre eficientizarea energetică a clădirilor, școlilor din localitate și a primăriei. Montarea de stații electrice și dotarea cu echipamente digitale a serviciului administrativ, precum și construirea unei platforme de depozitare și valorificare a gunoiului de grajd. Proiectele depuse care au fost semnate contracte de finanțare și în curs de implementare. Deci în raport de 80%, eu am semnat contractele, rămân foarte puține. V-am zis deja va începe și execuția și iar am fost tamponat într-o ședință de Consiliu cu un deviz ca să demarez la școala de la Vulpești cu termosistemul, cu pompe de căldură, cu fotovoltaice și schimbat, schimbate termopanele cu termopane acu de actualitate. În ce stă izolația asta? Deci chiar dacă școala este izolată, se merge pe o grosime a izolației exterioare până la 15 cm. Se vine cu adausul respectiv. Deci... Vis-a-vis -vis de asta, am semnat contractul de finanțare. Va demara lucrarea la școala Vulpești, va demara pe același aspect la primăria Buzoiești, urmează la Șerbueni, dar astea două, v-am zis, sunt semnate cu constructorul, trebuie să se apuce de lucrări. De asemenea, am de reabilitat școala de la Buzoiești, de sus, care uh, arată foarte rău și oricum trebuia, în da, școala veche, unde trebuia cel puțin acoperișul făcut. Că știți că de la acoperiș se întâmplă totul. Am semnat, de asemenea, pe izolație și pe. Uh, lucrarea, un centru de aport voluntar, unde se. Uh, se, uh, se. Uh, oamenii, când își vor face demolări și toate cele, ah, vor duce, vor se duce se acolo. O platformă, da. O platformă, da. Uh, deci, de eficiențele energetice am vorbit pe cele două școli și primărie. De asemenea, vom avea trei stații de reîncărcare electrice pe da. AFM și pe PNRR, unde vor fi în satele și Erboimbul pe am reabilitat baza de date GIS, Date deschise, o platformă unde locuitorii, publicul, de fapt, vor fi disponibili și vor avea acces la aceste date. La registru agricol electric. și la microbuze electrice vom lua, am fost prin și acum, derulat prin Consiliul Județean. Județean. Da. De asemenea, v-am zis, vom continua cu modernizarea sistemului video prin PNRR. Planul, de urbanistic, planul urbanistic general se lucrează la el, e în faza avansată și va fi tot așa în baze GIS ca să aibă lumea acces la aceste date. Tot cu banii europeni se continuă operațiunea de cadastrare și eliberare de cărți funciare a terenurilor de pe raza localității.